faci, domnul Nicu? Soarele-n coronatul lor, moarele-i sânt de la
Declarăm deschise manifestările acestei zile deosebite a eroilor. Programul va cuprinde, vom începe cu slujba religioasă oficiată de preoții celor două parohii a localității Chirnoci, apoi cu discursul domnului primar, cu sperăm să ne lase vremea să ridicăm și tricolorul României, depunerea de coroane și un program artistic al copiilor. Rugăm pe toți, de aceea s-a făcut și acest efort de a se începe puțin mai de dimineață, să aveți răbdare și bunăvoință, pentru că acești copii sunt nepoții, strănepoții și fiii dumneavoastră. Să-i ascultăm pe toți, adică nu după slujba religioasă să și plecăm. Că văd că Dumnezeu ține cu noi și începe din ce în ce mai rar să plouă. Ca cu ce începe. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Aliluia, aliluia, aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. Ne bagă pe toți. Aliluia, aliluia. Adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunurile, ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi. Căspre Tine nădejdea și-a pus pe Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Pe Tine zi și numai Te avem și născătoare de Dumnezeu primită, pe care mărire de nădejde, având-o pe Tine, Te-am câștigat. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților, aflat izvorul vieții și ușa Raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost unghiați la niște miei, fii mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților. Aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă deslegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ce cu lunile cere. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale celei negrăite sunde și părănile păcatelor. Minuiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta și moștenirea cea dorită dăruiește. Amin. Când vești adormire veșnică, odihnă vă, Doamne, sfetelor adormiților, robilor Tăi, răiei neamului nostru și lefălor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire.
pomenire, veșnica lor pomenire. Pomenirea lor în neam și în neam și de vreo, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Și de vreo, Doamne, veșnica pomenire, veșnica pomenire. Fericire Dumnezeu să ierte cu dorință odihnească. Hristos a înălțat. Adevărat. Aveam pregătit aici pentru, un speech pentru această manifestare, dar vă rog să mă credeți că aseară am văzut la televizor o emisiune care m-a impresionat extrem de tare. Aproape că n-am dormit până pe la două noapte. Și am venit astăzi cu un puternic sentiment de patriotism și de naționalism. Aseară am văzut la televizor o persoană, Dragomir Vlonga, de 73 de ani, care a plecat de la Alba Iulia pe bicicletă și a parcurs 500 de kilometri pentru o idee de a se realiza o idee, de a se realiza un monument la Alba Iulia dedicat centenarului Marii Uniri. M-am gândit că așa trebuie să procedăm și noi, prin fapte, nu prin vorbe. Suntem astăzi aici, prezenți la această manifestare, în acest triunghi, cu trei monumente. Monumentul dedicat eroilor căzuți în războiul de independență, monumentul dedicat eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial și monumentul dedicat eroilor căzuți în primul război mondial. Vreau să vă promit la această manifestare că voi face tot posibilul pentru a păstra și aduce mai departe tradiția și credința poporului românesc și de asemenea vreau să vă spun că voi face tot posibilul ca la următoarea manifestare aceste monumente să aibă o altă înfățișare, respectiv la monumentul mare să-i punem acea cruce care a avut-o inițial vulturul, placa monumentul din față dedicat eroilor celui căzut în cel de-al doilea război mondial să-l placăm, să-i dăm o altă înfățișare, iar această magnifică clopotniță, să îi dăm o altă față, să o spălăm, să o curățăm și să avem trei monumente frumoase prin care noi să ne aducem omagiu și cinstirea către înaintașii noștri, către eroii noștri. De asemenea, avem un plan și să ridicăm și un alt monument dedicat eroilor noștri care au fost lăsați și mai de izbeliște, așa, nu prea au fost pomeniți, căzuți dincolo de Nistru și mai ales în crâncenoasa bătălie de la Stalingrad, care au fost și înaintașii noștri, a căror urmași suntem noi cei de aici prezenți acum. Vin cu îndemnul și către cadrele didactice, să insufle acestor minunați copii, părinților de asemenea, să insufle generații următoare acel spirit românesc să păstrăm tradiția, să păstrăm credința noastră românească și să fim mândri că suntem români. Astăzi aici ne comemorăm eroii noștri și în această manifestare vreau să spun glorie eternă înaintașilor noștri, eroilor noștri. Oh,
parte din vechi. Un pic mai...
ei. Ei au căzut luptând pentru cei mulți, pentru cei goi și pentru cei desculți. Zid au făcut din trupurile lor pentru dreptatea noastră a tuturor. N-au murit la plevna în zadar, străbunii din legende și povești o dovedesc prea clar. Cuvintele sunt ești. De aceea piatra dacă asculți auzi un vuiet nou în depărtare și nu știi, este mărăști, oituz sau mărășești. Glasul șoptit al celor fără moarte. Avem o mândră țară prin timp și jalea amară, strămoșii se luptară s-o scape de stăpâni. A singur noi românii suntem în ea stăpânii. Bravo! Eroi, voi veți fi eroii României noi. Pentru a noastră țară ați luptat din greu, pentru a noastră vatră v-ați dat sufletul mereu. Dulcea noastră țară a salvat-o voi, glorie eternă dragilor eroi. Eroi au fost, eroi sunt încă. Noi suntem de la Alba Vale, în spicul cot, în țarina fierbinte. În munți, cu mândrele pui la poale, noi n-am murit de tot, luați aminte. Noi, scășeasă salți de lucată, sus, sus, la veșnicie porți, să aducem iară în jertfa neîntinată, luați aminte, noi nu suntem morți. Cum stăm noi jertfă, nu de țara sfântă, nori întunecă pământul, ne ridică ca o stâncă, ăsta ne e jurământul. Am fost eroi și vom fi încă, iar vița noastră e română, suntem mai tari decât o stâncă, vântoasele nu ne dărâmă. Ne mândrim cu nația română, cu acest popor de neclintit, vom apăra țara străbună și toate câte am moștenit. Vrem pace cu popoarele, le acordăm prietenie, dar apărăm hotarele când ne vorbesc cu dușmanii. Vreau să mulțumesc tuturor elevilor care au pregătit aceste momente artistice. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care i-au pregătit pentru aceste programe artistice. Vreau să vă mulțumesc tuturor celorlalți prezenți, elevilor, cadrelor didactice, dumneavoastră tuturor, care deși vremea nu a fost foarte favorabilă, ați fost alături de noi pentru a ne omagia și a ne comemora prin această manifestare eroii noștri. Încă o dată, glorie eternă eroilor noștri și Dumnezeu să-i odihnească în pace!